Mulțumim Domnului pentru cercetarea Duhului Sfânt care a lăsat-o peste noi, pentru că, cum spuneam și altă dată, când Duhul Sfânt vine peste noi, ne schimbă, ne modelează. Simțim o bucurie, o pace, o conexie cu ceva supranatural. Și acel ceva supranatural este Domnul Dumnezeu nostru, Creatorul Universului, Creatorul nostru, binecuvântat să fie numele. Și aș dori ca și după masa aceasta, așa că suntem. Haideți ca să lăudăm pe Domnul și să-i mulțumim pentru că ne-a făcut parte de chemarea cerească. Că a spus Iisus așa, că nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Dacă ești astăzi aici, a existat o zi când Tatăl te-a trimis la Domnul Iisus Hristos. A existat o zi când Duhul Sfânt te-a cercetat și te-a convertit și a făcut ca tu să primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor al sufletului tău. Și astăzi se cade ca să ne deschidem gurile, să binecuvântăm și să-i mulțumim pentru că ne-a făcut parte de această chemare cerească și să rugăm să rămâi în noi și cu noi. Că Iisus ne-a promis că se duce la Tatăl, dar nu ne va lăsa orfani. Că va trimite pe Duhul Sfânt în lume și va fi cu noi și noi în toate zilele vieții noastre. Nu numai astăzi când avem un serviciu de rugăciune în casa aceasta, ci în toate zilele noastre. Toată viața noastră, El va fi cu noi. Și știu că spune și Salmistul și spune și alții profeți din vechime că nimeni nu ne va scoate de mâna lui Dumnezeu. Nimeni nu ne poate scoate. Dumnezeu va vegea. Dumnezeu a pregătit iertare pentru oricine a greșit în fața noastră. Dă mântuire la oricine se mărturisește păcatul și după cum a fost duminică predica care fratele Vitale o vorbit din ea aici, la oricine își mărturisește păcate de capăt în durarea lui Dumnezeu și iertare, că El așa a spus Dumnezeu, nu doresc moartea păcătosului, ci pe viața mea, spune Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului. Deci Dumnezeu nu dorește niciunul din noi să moară sau să piardă. El vrea pe toți să ne aducă acolo, acasă. Pentru, știți de ce? Pentru că ceea ce este noi aparține Lui. Sufletul care este noi, Dumnezeu l-a suflat în Adam. Și acel suflet s-a răspândit de-a lungul veacului și a ajuns și până la noi. Și participă din sufletul ăla lui Dumnezeu este în tine. De aceea Dumnezeu este autoritar peste suflarea ta. Spune Solomon în felul următor, când cheamă Dumnezeu Duhul afară de om, nu există și nu se poate împotrivi nimeni. Și Duhul se duce la Dumnezeu pentru că de la El a venit și acolo se duce slăvit să fie în numele Domnului. El spunea într-o altă împrejurare Apostolul Pavel la Romani în felul următor, voi nu știți că nu sunteți ai voștri și că voi ați fost răscumpărați cu preț de sânge și nu suntem ai noștri, suntem răscumpărați. Iisus pe Golgota a plătit prețul răscumpărării mele, răscumpărării tale și se cade să primească glorie, mărire, slavă și onoare acum și în veci de veci. Mă opresc aici și dorim să cântăm o cântare în comun. Nu știu dacă cineva are vreo cântare. Mă așteptăm până când o să ne vină Sabrina iarăși. Și dacă Carolina te pregătește odată cu cântare, îți dă vreau să cânți. Ne place să te auzăm cântând.